În legătură cu situația dificilă din țară, MEF a decis ca toate campionatele să treacă pe online. De asemenea, am lansat campania Stay Home Cup, o campanie care are scop faptul că lumea să stea acasă, în special gamerii și toți pasionații de e-sport, astfel încât ei să participe la competiții, să ținem ocupați cu asta și, de ce nu, să încurajăm pe cei care deja au decis de sine stătător să stea acasă, să le aducem anumite emoții pozitive. Campania Stay Home Cup cuprinde organizarea de 8 campionate. Meciurile se vor juca în weekend, iar turneele sunt 4 la FIFA, 2 la Counter-Strike și 2 la League of Legends. Sportul electronic a fost declarat sport în Republica Moldova în anul 2016 prin ordinul ministrului tineretului și sportului. De aceea, în Republica Moldova, ca și în multe alte state, sportul electronic are statut de sport, la fel ca toate celelalte tipuri de sport. Prin urmare, o persoană care practică jocurile la un nivel profesionist poate fi numit e-sportiv. Eu consider că jocurile electronice sunt interesante prin faptul că mă pot concura cu oameni mai în vârstă. Sunt niște jucători foarte buni, dar pe terenul de fotbal suntem toți colegi de vârstă și aici cine este mai puternic acela joc. Eu nu de mult am participat la un turneu din Rusia, la care am ocupat primul loc. Banii câștigați am dat mamei, suma de 3.000 de lei și aceasta i-a dovedit tatălui meu că este o sursă de venit și el m-a lăudat. E ceea ce m-a încurajat foarte mult pentru viitor. Comunitatea gamerilor e foarte prietenoasă, deci oamenii sunt simpli și ne înțelegem foarte bine între noi. Deci chiar în momentul când pierdem unul de la altul, este competitivitate, dar e la un nivel superb, deci nu trece granițele. Timp de un meci care durează undeva până la 15 minute, poți să trăiești o multitudine de emoții, deci de la tristețe, furie, până la o bucurie extremă, cum a fost și la competiție. Deci, show. Vreau să facem show. Făcând o comparație dintre sporturile electronice și sporturile tradiționale, putem evidenția această diferență de abilități pe care trebuie să le ai, de condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să participi la nivel competitiv. Ori în sport este vorba de o vârstă pe care trebuie să o ai, de o anumită pregătire fizică, să nu excludem și persoanele care au anumite dizabilități. Se leagă prietenii, lumea are teme de discuție noi și de ce nu să beneficieze chiar de pe urma acestor relații.